O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Marele secret al francmasoneriei este că nu există niciun secret, spunea cândva istoricul român Horia Nistorescu Bălcești și mai adăuga venerabilul lider al masoneriei naționale, cel care are în păstrare arhiva istorică a francmasoneriei din țara noastră. Există totuși un secret, un mare secret pe care, și să vrem, nu-l putem exprima în săracele noastre cuvinte. Trăirea, momentul inițierii, clipa în care profanul, asemeni candidatului la preoție care se află în momentul hirotonirii, intră în contact cu energia divină și primește harul marelui arhitect al universului, care nu este altul decât Dumnezeu, spunea Horia Nistorescu Bălcești. La fel ca istoricul român Walter Leslie Wilmshurst, autorul cărții Masoneria și înțelesul ei tainic, a fost la vremea sa, el a trăit între anii 1867-1939, un cărturar autentic, genul de enciclopedist pentru care doar erudiția și spiritualitatea dau sens unei vieți de om. Britanicul Wilmshurst, de profesie scritor și istoric, a îngrijit an buni arhiva lojii Marelui Orient de la Londra, dedicându-și puterile unei opere de popularizare și promovare a principiilor francmasonice. Printre titlurile cele mai interesante care ne-au rămas de la el pot fi invocate ceremonia inițierii, temeiurile mistice ale francmasoneriei, secretul filozofic fundamental în masonerie și rațiune și viziune. Lucrarea Masoneria și înțelesul ei tainic se află la loc de cinste în bibliografia oricum impresionantă acestui personaj fantast îndrăgostit de mistere și fascinat de idealul înălțării spirituale a umanității. Varianta românească a volumului citat o datorăm lui Ilie Iliescu, titlul apărând în colecția Ezoterica a editurii Herald din București. La drept vorbind, cartea lui Wilmshurst este probabil una dintre cele mai serioase introduceri în organizarea, structura ierarhică, scenariul ritualic și principiile filozofico-morale ce definesc profilul organizațional al francmasoneriei, o entitate nu secretă, cum s-a tot repetat fără temei, ci discretă. Volumul poate fi citit și ca un vocabular al sofisticatului limbaj simbolic de care masoneria se folosește, dar unul cu termeni bine definiți, ce dezvăluie, dincolo de nume proprii și substantive comune cu rezonanță mitică ori istorică, adevăratele tâlcuri masonice, unele pur spirituale. Autorul pune accentul pe străvechea tradiție de la care se revendică francmasoneria, divulgând sursele reale ori doar imaginate care au stat la baza înființării acestui tip de asociație spiritual-profesională. Dacă la origine, cea de ordin secund, medieval, francmasoneria apare ca nucleu al breslei zidarilor și constructorilor de catedrale, ulterior, prin preluarea legendelor și străvechilor mituri biblice și orientale, ea își descoperă rădăcini ce desfi timpul, iar profilul său primește o nuanță pur metaforică în acord cu obiectivele organizației. Contrar clișeelor și stereotipurilor mentale care grevează tradițional asupra percepției de care se bucură masoneria, în viziunea lui Walter Leslie Wilmshurst, aceasta nu constituie un guvern mondial din umbră, nu își propune să distrugă creștinismul, mai ales catolicismul, nu are ca obiectiv subjugarea financiară a națiunilor și nici nu năzuiește la a dicta mersul istoriei în interesul meschin al unor grupuscule de inși demonici și fantaști. Autorul tocmai că subliniază dimensiunea de propășire intelectuală și de perfecționare spirituală ce ar defini esențial inițierea masonică și evoluțiile ulterioare ale candidaților. La fel ca în viață, ca în orice domeniu al activității omenești, francmasoneria propune o organizare ierarhică, acumulări cantitative de experiență, perfecționări spirituale, ameliorări de atitudine și, mai cu seamă, o dedicare a puterilor într-o ajutorare a celor nefericiți. Pentru că dezvăluie, prezintă și definește ritualurile și vocabularul ezoteric al procesului de inițiere și perfecționare în masonerie, cartea lui Walter Leslie Wilmshurst, Masoneria și înțelesul ei tainic, este o excelentă introducere în mecanismele constitutive ale acestei străvechi organizații de ordin spiritual ce își propune desăvârșirea lăuntrică a omului.